Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Dezvoltare surpriză în noul sezon Cazele Ceca Șerbeti. Nursema se îndrăgostește de altcineva. S-a afirmat că noul sezon Cazele Ceca Șerbeti, dragostea dintre Nursema și Hope se va încheia, iar Nursema va porni spre o nouă iubire conservatoare. Serialul de recorduri de la Show TV Cazele Ceca Șerbeti se pregătește pentru noul sezon cu surprize. S-a afirmat că dragostea lui Nursema Umut se va încheia în serial, care plănuiește să intre asertiv în sezon. Jurnalista Sina Cololo a anunțat vestea care îi va supăra pe fanii duului pe contul ei de socializare. Sina Cololo a făcut următoarea declarație despre noul sezon al serialului. Se pare că o nouă dragoste se va naște în Cazele Ceca Șerbeti, care este candidată pentru a fi serialul flash din acest sezon. Să vedem cum va răspunde această situație publicului. Erdoğan, Kayra Şenokak, bogat, intelectual și conservator, intră în viața Nursema. Se va încheia parteneriatul Umut Nursema, care ne-a legat tot sezonul și s-a căsătorit ca urmare a unor eforturi mari. V-am spus, se pare că publicul va sta în picioare și va sta în fața a ceea ce au fost martori în noul sezon. Între timp, deși Alef își întâlnește vechea dragoste Ruzgar, Yiğit Kirazg nu-l va putea scoate pe Apo din inimă. Abdullah și Alef pot surprinde în noul sezon. Există o presiune mare din partea rețelelor de socializare pentru ca personajul Dua, interpretat de Slatyrı Kolu, să intre într-o nouă iubire în viața ei. Cu toate acestea, jurnalistul Birsen Altuntaş a declarat că deocamdată nu există o astfel de situație. Vedem că personajul lui Dua nu a ieșit suficient de proeminent în serial, unde nu am putut vedea o poveste de dragoste cu personajul lui Fatih. Conform celor spuse de Sinan Cololo, se pare că o furtună Nursema va sufla din nou în serie. De fapt, putem spune că întreg scenariul serialului este s-a mutat la Nursema. Am spus că această situație a deranjat-o pe Slatyrı Kolu înainte și de aceea nu a vrut să-și reînnoiască contractul. Putem spune că separarea numelor precum Mujde Uzman și Evrim Alasya din serial a făcut-o puțin tristă pe Slatyrı Kolu. Dacă scriitorul producător tot transformă povestea Nursema în noul sezon, prestația Slatyrı Kolu va fi neutralizată. Pentru că frumoasa actriță a ratat ocazia de a ieși mai mult în evidență într-un alt proiect. Oferta care a venit la Afra Saraolu a venit mai întâi la Slatyrı Kolu. Cu toate acestea, frumoasa actriță a refuzat această ofertă pentru scenele de dragoste, iar acum s-a știut că are un mare regret în privința asta. Cu toate acestea, Melis Civelek, care este scenaristul serialului Kiasa Kelma, ne va surprinde în acest serial, așa cum face în toate serialele. Ne vom obișnui cu ieșirile și intrările constante ale jucătorilor din serial. Nu vă mirați dacă persoana care va intra în viața personajului Dua este Alp Navruz. Pentru că s-a știut că, deși nu o acceptă deocamdată, realizatorul privește foarte drag această situație. S-a raportat doar că Alp Navruz nu a aprobat pentru că a preferat proiectele permanente și pe termen lung. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!